se teamă să mai stăm în casă. De când a început această construcție, avem în fiecare zi teamă că ne întoarcem acasă și nu o să mai avem casă. Structura de rezistență este cu siguranță afectată atâta timp cât 8 ore blocul acesta a vibrat ca în caz de cutremur. Construcția pentru noul imobil a început în urmă cu câteva luni, însă vecinii s-au speriat foarte tare în momentul în care aseară au auzit un zgomot puternic și au constatat că malul de pământ care susținea această parcare s-a prăbușit. Oamenii susțin că săpăturile s-au făcut foarte aproape de fundațiile celor două imobile deja existente și nu înțeleg cum de muncitorii au săpat atât de aproape. Nu mai stați acolo când să mai surpă încă. Aici era un gard care acum nu mai e pentru că a alunecat și a alunecat peste o țeavă de refulare de la spitalul TBC. Această țeavă s-a spart. Am anunțat și garda de mediu, am anunțat și DSP-ul, dar nu s-a luat nicio măsură. Probabil că mai picură, nu mai picură, nu știe nimeni, nu ne dă nimeni niciun răspuns. Oamenii spun că trăiesc cu teamă de când au început lucrările pentru construcția noului imobil. Normal că mi-este teamă. Nu putem să locuim liniștiți în blocul nostru, că nu știm ce se întâmplă de pe zi pe alta. Nu știu ce se va întâmpla cu fundația blocului nostru, poate să fie infiltrații la fundație, Doamne ferește, de un cutremur sau altceva. Și nu mai spun dacă efectiv se construiește blocul acesta lângă noi, pentru că am vorbit doar de ce s-a întâmplat, dar dacă se ridică, nu o să mai vedem lumina soarelui, pigrație, mucegai, în caz de incendiu, nu știu cum ar putea intra cei de la ISU la o distanță de 60 de centimetri. Locatarii susțin că în urma săpăturilor pe scara unuia dintre blocuri au apărut crăpături. A lucrat pe repede înainte, a pus căruța înaintea cailor. Întâi trebuia să protejeze fundațiile cu piloți forați, așa cum am spus, și după aceea trebuia să înceapă săpătura. Pe repede înainte, cam cum se fac multe lucruri în țara asta. Lucrările au fost sistate între timp, iar specialiștii Inspectoratului Teritorial în Construcții au început o expertiză. În paralel, și inspectori de la Disciplina în Construcții din cadrul primăriei fac verificări. În funcție de rezultatul expertizei cu privire la lucrarea de săpătură, polițiștii locali vor dispune, dacă este cazul, măsurile corespunzătoare. Reprezentanții primăriei spun că autorizația de construire pentru noul bloc este valabilă. Constructorul nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere în acest caz.